un topor, motherfucker. Salutare, dubiu, sunt Cristi și acolo în spate avem un creeper cu polariuță. Și astăzi revenim cu un nou episod din seria asta de Direwolf 20. De ultima dată, după cum probabil puteți observa, chiar am mai făcut ceva, deci este un moment în care chiar am avut... Nu pot să zic chiar că inspirație, dar am stat puțin și am lucrat. Hai să văd, în primul rând, cum vine seara, trebuie să ne culcăm. Am topit aici niște de-asta, frate, cât de puțin facem, mă rog, chiar neapărat puțin, dar înțelegeți voi. Hai să mă bag la somnic. Trebuie să avem grijă, trebuie să facem în primul și în primul rând un... Un ce? Un pickaxe? În fine, nu știu ce aș vrea să fac, dar oricum vreau să fac. În fine, ideea e că am făcut sus acea cameră. Hop, stai că am costat aici. Și... Hai să facem un teleporter din ăsta, că aveam pe aici, pune mai mult ca sigur, uite aici. Și lână nu mai am. Vreau să facem un lift din ăsta. Un elevator, la elevator. Să mergem sus, să ne fim mai ușor. Că vreau să vă arăt, sus o să facem un depozit unde să punem chesturi și tot felul de tâmpenii. Și... chiar am pus acești copăcii pe aici minunați și văd că n-am crescut decât unul singur, dar nu e, pai mei, se mai întâmplă. Și am avut o săptămână oribilă, ca de obicei. În ultima vreme chiar că am niște săptămâni de nota 10 și cât timp o să mergem, hopa, stai, wow. Poate îl facem pe ăsta să rămână blocat acolo. Așa, scufundă-te, așa, scufundă-te, te împălâmă. Bun, mergem în partea aia să vedem cum funcționează, cum merge, ce mai zice, ce mai face. Pare că s-a oprit. Oh, shit, trebuie să scăpăm de lava aia. Și god damn it, fuck. Asta nu e bine. Trebuie să văd cum să fac, o să fac eu off-camera, trebuie să fac cumva să alimentez tâmpenii astea mai bine, pentru că ne... Până la urmă, n-ai ce să zici, chiar e foarte aiurea cu lavă, că tot trebuie să stai să schimbi. Uou, nebune! Cel mai bine ar fi să folosim blocuri de căul sau charcoal, dar asta e mai greu de obținut. Oricum am folosit o tonă de lemn în construcția asta. Nu mi se pare că arată chiar genial, dar arată ok-uț. Bare dacă mă gândeam, nu știu, să nu fi făcut cu cobblestone și o făceam și eu cu altceva care să prindă, stai că bineînțeles că am uitat fix exact după ce m-am dus, care să prindă, să arate, nu știu cum să zic, precum acele căsuțe japoneze, dacă știți. Alea din filme care sunt așa în... Hop, 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 hop. Hai că vă uitați la Naruto, știți la ce mă refer. Și dacă ziceți că nu v-ați uitat la Naruto... De fapt, stai că Naruto nu prea e... Adică sunt și d-alea. Deci ce dracu vorbesc eu? Anyway, las-o așa. Știți la ce mă refer. Dacă nu știți, o să aflați, pentru că chestiile astea sunt peste tot. Și mi-a zis cineva că am spart-o nu știu ce. Adică mi-a zis cum se numește chestia asta pe care am spart-o. Și eu zicea genul, nu mi-am dat seama că am spart în penia asta. Mai mult m-a ajutat să-mi zici, bă, uite, uite, tâmpenia aia face XYZ, în loc să-mi zici, bă, vezi că ai spart chestia aia. Că gen, am văzut și eu că am spart-o, nu trebuie să-mi zici. Ok, avem o grămadă de coal pe aici. Lucru care îmi dă o idee. Îmi dă o idee, o idee interesantă. Primul și primul rând, cred că mai avem ceva lână în parte. Bun, acum vă găsiți să creșteți. În primul și în primul rând vreau să fac un pickaxe cu fortune, ca să facem rost de cât mai mult coal. Cum facem rost de pickaxe cu fortune? Păi o să facem un pickaxe din elumite și nebuniile astea. Oricum, am aici o mare varză, nu mai înțelegi nimic. De fapt, nu, stai, că prima dată... O să vreau să fac cumva să scap de acea lavă de acolo. N-am nici ce mai fac, uite cum o să fac, dar facem noi cumva. Bun, prima dată mai avem pe aici undeva, uite aici două bucăți de lână, știu că le-am văzut când am căutat prima dată și am luat asta, Ender Pearl. Bun, avem un elevator de la Open Blocks și acum
Doamne, ăștia să se spargă. Bun, se sparge. Poate mă trezeam eu că sunt șmecher și voiam să-l sparg cu mâna. Și mă trezeam cu o mare surpriză. Cum chiar voiam să fac, de fapt. Bun, perfect. Și acum am ajuns aici. După cum puteți vedea, e o cameră goală, n-am pus nimic, atât că în părți o să punem, uite așa, numai chesturi. Deci, practic aici o să ne punem tot felul de tâmpenii și, bineînțeles, o să fie și niște chesturi mai organizate și unde dacă am pus și o bucată aia de lemn. Hai să mor tu că nu mai am pus o bucată aia de lemn. Frate, o fucking buc... Ah, doamne, lasă așa. Ok. Nu fac acum scandal pentru o nenorocită de bucată de lemn. Așa. Bun. Luăm, hop. Și am pus acolo. Ok. Prima dată și prima dată, mamă, dar sunt puse și astea sunt stacate ca dracu. Bun, prima dată și prima dată o să vreau următoarele. Avem pattern și un pickaxe. Se face destul de ușor, de fapt. Asta așa ar trebui să o folosesc pentru... pentru tâmpenie din aia de... De fapt, stai că le-au și le pun în chestul ăla. Asta am nevoie, deci, pentru tâmpene din aia de ciocan, că nu mai îmi venea cuvântul, așa. Ok, avem nevoie prima dată și prima dată de un tool binding, de un rod normal, pentru că, bineînțeles că nu avem, și de un pickaxe head. Nu, alea lăsăm acolo. Dar chiar, bă, dacă tot aveam piatra aia la mine, ce frumos era. Merge cu ăsta? Nu cred că o să meargă și mai ales nu aici. Da, merită încercat. Gen, dublu? Nu merge. Mă așteptam. A, știi cum e. Merită încercat. Un stack. Hai să facem. A, dar chiar bă, stai că nu e așa. Stai așa că nu e așa. Prima dată să scoatem toată asta, că cine n-ai biștie ce tâmpenii fac, am mai încercat eu să pun așa una peste alta și mi-au ieșit niște tâmpenii de... aliaje cu, nu mai știu ce am făcut, dar un alt modpack, dar totuși să nu mă risc pentru că nu cunosc pe la perfecție modpack-ul și cine știe ce surpriză o să mai am. Ok, deci prima dată să punem goldul la topit, o să facem niște mulaje, matrițe mulaje, de fapt nici mulaje nu cred că e greșit. Oh well, în fine, hai să ne vedem treaba aici. Wow, cât de mult a folosit. Și știți ce e mișto? Că și tâmpenii ăsta o să folosească la fel de mult. Și asta o să folosească chiar o bucată întreagă. Wow. Ok, punem aici. Nu mai avem nevoie. O să trebuiască să facem totuși... De fapt, o să trebuiască să folosim astea. Să facem mulaje, matrițe, tâmpenii, etc. Ha! Și în astea o să turnăm chestiile necesare. De fapt, acum stau și mă gândesc, pentru astea o să avem nevoie de acele, unde le-am pus, mă, acele slime-uri albastre. Uite-le aici, unde le-am văzut, care sunt aici. Așa. Și acel pickaxe head care este aici. Și acum tâmpenile astea le aruncăm. Băi, trebuie să fac ceva, nu știu. Există recycle bin? Stai. Recycle. No? Bin? Trash? Așa, uite, există. Se numește trash can și se face... Ha, destul de ușor. Destul de ușor. Ha. Ne-ar trebui și unul de la clar. Deci un chest. Care se face numai decât. Stai să vedem cum mai avem pe aici niște lemn din ăsta, așa. Deci lemn. Și apoi... De aici o să am nevoie de această piatră mirifică pe care... Au, și aveam și stone. Dude, mai bine. Ok, deci stai, nu. Prima dată și prima dată... Hai să facem un chest și o să las așa, adică să folosesc asta, să nu mai stea așa stack separat. Bun, așa, așa și așa. Și avem și un trash can.
Foarte tare. Wow. N-am crezut că o să fiu vreodată atât de încântat pentru un coș de gunoi. Bun, pe care unde ne-ai să-l mai punem și pe ăsta? Hai să-l punem, uite... Aici. Bun, și să vedem, vreau să arunc asta și asta. Și asta. Trebuie să am grijă să n-arunc ceva interes, ceva important. Ce ar fi să arunc o... de asta? Un bloc de aluminiu. Aluminite, mam. Ah, și cum mă gândeam, am pus acel ingot degeaba. Momentan le las încă așa, nu vreau să le topesc pe toate pentru că mă ajută mai mult în forma asta. Momentan. Da, o să vedem în timp cum merge treaba. Ce am nevoie. Uite, din asta vreau să văd cum se face. Cum e... ce e asta? Water tank siding. Ok. Vreau să văd cum e rețeta pe care nu o găsesc. Ce Dumnezeu? Ok, las asta. Bă. Ah, shape. Așa, shapeless crafting. Bun. Sand și nisip. Pământ. Ah, lol. Asta ar putea fi chiar interesant. Bun, deci am văzut... am nevoie de dirt. Asta avem, Doamne ajută. Și sand e fix lângă noi. Dar poate avem, să zicem, uite, avem aici niște sand. Să nu mai stau să mă chinui să fac rost bine. Dar ai seama ce mă chinui să sparg? Să dau cu mâna, să nu se... În fine. Niște ăsta... dirt aveam deja luat? What? Ok. A, probabil că ai fi luat, fără să-mi dau seama. Bun, avem cât pentru 5. Lucru care nu știu dacă ar trebui să ne bucure, dar mai avem niște lemne. De fapt, nu, stai mă, că ar trebui să fie suficient. Ar trebui să fie mai mult decât suficient, chiar. Pentru chestia să facem acel mirific băț. Basically, cam asta să folosim. Adică cam asta să facem din asta, din slime. Cam asta să facem din asta, hai că am vorbit. Dar nu-i băi. Astea le punem la prăjit. Aici, cum nu avem ce să punem să prăjim, aici să punem lemnul ăsta. Mă, dar ce frumos le-am eu pe aici, stacate ca naiba. Și când te gândești că o să trebuiască odată să fac curat. Bă, dar cine știe, poate cândva o să le iau pe deadly invitat special, așa să vadă și el cum mă descurc eu cu seria asta. Fără niciun plan ascuns, bineînțeles, cum să-i fac eu asta, prietenul meu deadly. Ok, stai că rămâsem o leacă și o cagina, era ce zice, pula mea. Ah, care bineînțeles că astea nici măcar nu o să aibă nevoie de... le-am pus în ordine în care nu trebuie, stai. Asta luăm. Și pe ăsta. Part Builder și Tool Station. Perfect. Acum o să am toate astea la îndemână ca să pot face asta. Tool Rod. Perfect. Avem un Durability Modifier X2, ceea ce o să fie destul de fain, având în vedere că o să facem un cap din Alumite. Și o să arate destul de badass. Faza e că aș putea să văd dacă fac un binding ce-mi dă. Nimic. Deci binding-ul nu se merită să fie făcut în chestia de asta. Așa că nu o să facem nimic momentan. O să ședem frumos și ne gândim aici că vreau să topesc o singură bucată de Alumite care nu merge stată cu control click dreapta. Așa că o să facem capul de pickaxe. Și da, cam asta o să fie. În schimb, nu am de nicio culoare din ce observ sugarcane. Lucru care nu prea e drăguț pentru că acum aș fi avut nevoie de ceva hârtie. Uite, acolo avem. Wow, asta a fost rapid. O să iau așa, dar... Hai să punem acolo, trebuie să facem neapărat... A, uite, mai avem și pe acolo niște sugarcane, deci nu-i baie. Trebuie să facem acolo și o fermă de așa ceva și se mai apuc de botanie, am puii mei, pentru că tâmpenia asta nu merge. Și nu se zice, dispar florile.
Și nu cardesc eu florile dacă dăm vreun motiv, nu mi-aș putea crede așa ceva, pentru că chiar n-am motive, eu mă chinui. Ok, bun, deci avem asta, care o să fie mai mult decât de ajutor. Mai că s-a umplut, avem și capul de pickaxe. Și acum hai să-l craftăm. Jap. Arată interesant. Are durabilitate chiar foarte bună. Foarte bună. Așa, perfect. Și acum, hai să vedem de fapt ce preferăm pe el. Prima dată, bineînțeles că știm că vrem lapis lazuli. Pentru că de asta l-am făcut, nu? Apoi probabil că o să vreau un emerald. Sau să păstrez emeraldul pentru ceva mai worthy. De fapt, nu. Hai că o să păstrez emeraldul, nu-l bag, o să-l folosesc doar ca să sparg chestii. Gen, efectiv, îl folosesc numai pentru... mă rog, o să-l folosesc, dar vedeți, nu înțelegeți ideea. Chit că am început aceeași propoziție de vreo 3-4 ori și n-am dus-o până la cap. Ideea e că chestia asta o să folosesc mai mult pentru... chestiile care se pot lua cu Fortune, adică pentru Fortune, bineînțeles, lapis lazuli și toate nebunile astea. Ok, hai să vedem, deci trebuie să am grijă totuși, lasă că nu se merită să punem toate astea, trebuie să am grijă totuși să văd să nu trec limita, nu cred eu că am atâta lapis. Ok, da, clar, că să nu trec limita. Ui, n-am ajuns măcar la sfert. Bine, la sfert, da. De fapt, la treime am ajuns. Un sfert din 450 ar trebui să fie cam 111,25. Da, cred că așa ar veni. Nu sunt sigur și probabil că dacă am greșit acum voi să verificați cu calculatorul și o să râdeți în nasul meu pentru că și o să ziceți că Cristi, ești praf la matematică și te-ai dus la inginerie electrică, la politehnică, ce cauți acolo? Și ai fost și la mate info, rușine să-ți fie. Da, bă, stai că am greșit. Deci, listați puțin, că trebuie să-l scriu, îl fac aici. Deci, nu aici. T. Deci, 450 împărțit la 4 egal. Prima dată luăm așa 1, în 5 odată și în 10 vine de 2, deci 112. Și rămân 2, deci 112,5. Asta ar trebui să fie. Wow, ce am ajuns să fac în clipurile mele. Ei, măcar mi-am dat seama la timp, deci deci mă simt puțin mai, nu știu, mai bine, acum știind că am verificat chestia asta și gen, să realizez pe urmă când pun clipul, bă, stai că nu e așa, în fine, hai să-l luăm ăsta. Bun, dacă tot o să păstrez un slimy, așa, punem viteză, oh shit. Shit. I fucked it up. Am pus prea mult redstone. Nu-i pai. Bun, deci trebuie să fiu pe bune atent. Trebuie să am grijă ca să pun și slime-ii pe el. Așa, deci acum o să am 90 și acum o să am 100. Perfect. Trebuie să facem rost de un slime... tâmpenie din aia, nu slime, doamne, moss, trebuie să facem rost de mușchi din ăla care face lucrurile să se repare, ce Dumnezeu e asta, wow, cât noroc am, și băi, să știți că e destul de bun asta, chiar că, până nu fac rost de niște mai mult lapis, nu o să fie prea bun. Oricum, e bun. E bun. Momentan e ca și cum aș avea Fortune 1.
Dacă există, cred că există totuși, ne, adică dacă există Fortune 2 și 3, de ce n-ar exista și 1? Dar faza e că de când fac enchanturi la level 35, nu mai... Bine, am văzut că sunt alții care fac... Bine, alții mă refer ca Nicus, oameni așa care fac enchanturi la levele mai micuțe și pormele combină și se cea de genul H și iese ceva super. Ne, eu se cea de genul, nope, greedy as fuck, la level 30, tătică, ori pică ceva bun, ori nu, ori deloc. Eu de genul, bă, ori pică super bine, ori las acolo, stai potolit, nu mai pica. Bun, deci prima dată și prima dată trebuie să văd cam de câte și avea nevoie aici. Deci prima dată, 2, 4, 6, 8 pe o parte, 16, 32. Deci avem nevoie de jumătate de stack de lemn pe care... Bă, luasem unde l-am... A, uite la aici. Avem nevoie de 32, adică... atâtea? Așa, din nou. Să... Oh, stai. Cred că am numărat bine. Da, am numărat bine. Oh, astăzi sunt boss la matematică. Colțul, bineînțeles că nu mai punem. O să punem însă pe aici niște barrels în caz că o să fie nevoie. Adică dacă... Văd eu că e cazul să punem barrels. Totuși îmi pare rău că n-a picat asta de 3. Să fie gen undeva pe mijloc. Nu, pe fix ca naiba. Da, e mai bine decât nimic. Ce vreau să fac totuși, vreau să mai fac niște chestiuțe din astea, stați, să nu mai am, nu mai am de alea, mai am de astea, aia, dar chiar mai aveam aici niște carpenters block. Aue, l-am uitat să mă uit. În fin, vreau să fac niște colțuri și să pun așa în părți și să mai pun și pe aici. Ar fi destul, ar arăta destul de fine. Aici nu știu cum ar arăta pentru că vine prea lipit de geam, dar aici cred că ar arăta bine. Cred că ar trebui totuși să iau blocurile de acolo. Ok, dar trebuie să am grijă ce fac acum cu acel mirific quarry. Avem copaci... Ce? M-am tântit ceva, nu băgați în seamă. M-am speriat singur. Da, lăsați așa. Deci trebuie să văd ce fac cu aia acolo. Și pe urmă o să tai copaci și o să sper să pice cât mai multe seplinguri și din acele albastre. Ai de cap, și slime-uri albastre. Dar până atunci cam asta va fi tot cu acest episod. Eu am fost Cristi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să apăsați acel buton de like pentru că mă ajută enorm de mult. Și ne auzim data viitoare. Bye! Bye!